2013, fostul ministru de finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, PSD, atacat deosebit de dur, chiar și în urmă cu puțin timp, de actual ministru de finanțe, Florin Câțu. Bună ziua, domnule ministru, mulțumesc că sunteți cu noi. Toată lumea se întreabă astăzi, după recentele atacuri ale lui Câțu, este sau nu este spion ministrul Teodorovici? Sunteți sau nu sunteți spion, domnule Teodorovici? Rus. Știți, dacă aș putea să fac și o glumă, mi-a fi plăcut să fiu ceva de genul ăsta, dar după aceea iar înțeleg unii români greșit acest sens. Nu. Este o prostie spusă în spațiul public. Am înțeles să fie spusă, dacă pot spune așa, în timpul în care domnul Câțu era în opoziție. Nu înțeleg cum poate face astfel o astfel de acuză de pe fotul de ministru de finanță, deci într-un guvern și membru al CSAT-ului. Este foarte grav că dânsul face astfel de afirmații fără să probeze, repet, în poziția de ministru de finanțe. Dar ne-am obișnuit cu ce spune dânsul zi de zi, cu fel de aberații, că sunt din zona de finanțe, că sunt din zona aceasta de cancan. Cred că nimeni nu mai e în serios în România astăzi pe Câțu. A avut un mesaj special în această dimineață la marea întâlnire cu toți liderii PNL din țară, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură care ar putea răsturna practic acest guvern. A avut un mesaj pentru dumneavoastră. N-a vorbit despre pensii, n-a vorbit despre bani, a vorbit despre dezastrul pe care l-a lăsat PSD și implicit dumneavoastră în bugetul țării, în economia țării. Ați făcut totul praf, cam ăsta a fost mesajul din ultimele zile. Ei bine, astăzi a venit cu un mesaj special pentru dumneavoastră, pentru Bișonul și stăpânul lui. De ce Bișon? Pentru mine, sigur, nu, că nu sunt eu Bișonul. Avem și o imagine cu un Bișon, nu știu dacă... Cred că vorbi despre dânsul, dacă îi puneți pe amândoi în fereastră, se poate? Încercăm, da, îl rog pe Costin. Dacă... Costin, să-l punem în ferestre sau este... trei ferestre, cred că, cum putem? Va fi aceeași, nu se poate? De ce? Încercăm, durează până apăsăm pe buton, știți cum e. Nu să nu fie, nu? Deci avem Bișonul, ministrul de finanțe, șef peste bugetul țării. Exact. Și fostul ministru de finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, acuzat... Care se poate plimba cu amândoi în lesă, dacă e. Nu-i problema asta. Acuzat? Dar, acuzat de ce? Că a făcut că ce? A lăsat nu, un dezastru. Să vă spun simplu, ca oamenii să ne înțeleagă foarte clar. Noi, până în octombrie inclusiv, am împrumutat din piață, ca așa se împrumută și am anunțat public la început de an, 28 de miliarde de lei aproximativ. Dânsul, în două luni de zile, s-a împrumutat 20 de miliarde de lei. Pentru ce anume? Nici astăzi nu ne-a spus pentru ce. La Parlament, în momentul în care a fost audiat, și să nu uităm că a fost primul ministru într-un guvern după Revoluție cu aviz negativ în Parlament, să nu uităm asta, cu o moțiune simplă trecută la adresa domniei sale și iată că încă se află în guvern, deci este o noutate, dânsul spunea că va fi foarte transparent. De ce nu afișează în mod public exact ce a cheltuit dânsul în noiembrie, decembrie, pentru că să nu uităm, a crescut și un deficitul în mod artificial, cauzând astfel întregii românii, nu domniei sale, că nu ne pasă de Câțu sau de Partidul Național Liberal, ci de noi ca și țară, ca economie. Mai mult, știți că legea spune că în cazul în care depășești deficitul pe care tu l-ai asumat, adică 4,3, dânsul a făcut 4,64 anul trecut. Continuăm discuția. E amendă și recuperarea sumei, adică procedura de miliard. Procedura de infringement pe depășirea de deficit, da, va fi declanșată în sigur, martie, sigur. Spunea ministrul în ultimul interviu. Păi, pentru ce a făcut revenim la discuția despre bani, despre scheleții din dulap pe care susține că i-ar fi găsit ministrul Câțu la finanțe, la dumneavoastră. Nu, acasă la dânsul, sigur, da.